Vineri, 17 noiembrie, la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, sau CNSC, au fost depuse trei contestații. Situație care face aproape imposibilă semnarea contractului pentru lotul 1 de la Târgu Mureș la Miercurea Nirajului până la finalul anului, așa cum le-am promis Comisiei Europene ca să ne poată da banii prin PNRR. Secțiunea de autostradă de la Târgu Mureș până la Miercurea Nirajului are o lungime de 24,4 km și include și construcția drumului de legătură cu autostrada Transilvania. Acest contract presupune inclusiv realizarea drumului de legătură dintre autostrăzile A8 și A3 în lungime de 2,4 km. Constructorul turc Nurol are la dispoziție 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Principalii contestatari sunt Strabag și Tecfen, astfel că acest ultim lot, finanțat prin programul PNRR, riscă să piardă această finanțare din cauza acestui blocaj dat de contestațiile celor două companii. O lună mai târziu, pe 14 decembrie 2023, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, sau prescurtat CNSC, a admis contestația companiei Strabag și a dispus CNIR, reevaluarea ofertelor. După alte două săptămâni, pe 29 decembrie 2023, constructorul Nurol, care a fost desemnat câștigător pentru acest lot, a depus o contestație la Curtea de Apel București împotriva deciziei CNSC. Pentru această contestație depusă de Nurol la decizia favorabilă pentru Strabag a CNSC-ului, Curtea de Apel București judecă pe 18 ianuarie 2024 contestația constructorului Nurol pentru lotul autostrăzii A8 de la Târgu Mureș la Miercurea Nirajului. Rămâne de văzut dacă pe 18 ianuarie Curtea de Apel București va lua o decizie sau va amâna pronunțarea pentru un alt termen. Deblocarea contractului pentru primul lot al autostrăzii Unirii este tot mai departe, după ce Strabag, pe 8 ianuarie 2024, a atacat la Curtea de Apel București decizia CNSC, deși îi era favorabilă. Contestația depusă de Strabag pe 8 ianuarie 2024 are termen de judecată pe 16 februarie 2024, însă nu este exclus ca instanța să conexeze dosarele pentru o soluție unitară. Știm că, în peste 90% din cazuri, Curtea de Apel București menține deciziile CNSC și rămâne de văzut dacă oficialii CNAIR vor decide desemnarea unui nou constructor sau vor aștepta deciziile contestațiilor depuse la Curtea de Apel București.